Despre excluderea lui Grozav s-a tot vorbit în ultimul an, dar abia săptămâna trecută Biroul Permanent Teritorial a propus acest lucru. Lui Grozav, vicepreședinte al Consiliului Județean, i s-a reproșat neimplicarea în activitățile partidului. De asemenea, i s-a mai reproșat că ar fi în relații prea apropiate cu liderii PSD, în special cu Adrian Țuțuianu. 57-45. Dacă s-a sindicat, urmează punctul următor. Eu cu președintele Consiliului Județean colaborez instituțional. Actualul președinte al PNL Dâmbovița, Mihai Volintiru, a subliniat că respectă decizia delegației permanente, dar Grozavu trebuie să se implice mai mult în activitățile partidului. În caz contrar, este foarte posibil ca istoria să se repete. O să primească atribuții și sarcini din cadrul biroului teritorial, nu și le face fix în aceeași postură. Am încercat să colaborăm. Situația în care am ajuns a fost tocmai faptul că nu a achesat la deciziile partidului. Conform statutului, i s-a cerut să renunțe la funcția de vicepreședinte. N-a vrut, am supus la vot delegației permanente, așa cum scrie la statut, și nu s-a întâmplat.